Atunci s-a împlinit cuvântul
Spus de Ermia prorocul care zice, lasă rama să auzi, plângere și tâlcuire și țipă mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pe frumea sânge. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată vistul Iosif în Egipt zicându-i, spală-te, ia pruncul și pe mama lui și merge în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața bună. Iar el spunându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel, dar auzim că domnește Arhelaul în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo. Și în poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul